mult așteptata lucrare, cea privind refacerea tronsonului DG203K, mărăcine în podul muncii, despre care se vorbește de ani buni, iar urma să fie demarată cel mai probabil din vara acestui an. O spune președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Manuel Neagu, ce a explicat și care au fost motivele ce au făcut ca această lucrare să fie ținută pe loc, nenumăratele contestații la licitații. Podul Mărăcineni, podul muncii, licitația, așa cum am mai făcut mai multe afirmații, s-a finalizat la nivel de Consiliu Județean într-o primă fază, a fost contestată. Așa s-au terminat și contestațiile, iarăși a fost contestată, săptămâna viitoare se termină ultima contestație la București. Probabil că în această vară vor începe lucrările. Tot în procedură de licitații se află și tronsonul Vadupașii Robeasca. Acesta a fost reabilitat complet ultima dată în anul 1977. În decursul timpului pe acest tronson au fost executate doar lucrări de întreținere pe diferite porțiuni ale drumului, dar există în continuare sectoare unde asfaltul este degradat aproape complet. După depășirea procedurii de licitație, reabilitarea drumului județean 203K Robeasca Vadupașii ar urma să se desfășoare pe parcursul a 2 ani. Referitor la cel în tronson care este pe fonduri europene, Vadupașii-Robeasca, suntem în procedură de licitație, este vorba de fonduri europene, suntem pe final cu. Acum să vedem dacă va fi sau dacă nu va fi contestat. Reabilitarea DG203K, mărăcine în podul muncii, se va realiza din bani europeni, la fel ca și reabilitarea tronsonului Vadupașii-Robeasca.